Bună ziua tuturor! Tutorialul de astăzi este menit să vă ajute în obținerea unei programări pentru un pașaport simplu electronic pentru cetățeni români majori cu domiciliul în România. Înainte de a începe, câteva mențiuni. Solicitarea se face doar de către persoanele peste 18 ani care au cărți de identitate românești valabile, respectiv domiciliul în România. Dacă nu doriți să renunțați la domiciliul în România, dar aveți cartea de identitate expirată sau pierdută, este obligatoriu să obțineți o nouă carte de identitate românească înainte de a solicita un pașaport cu domiciliul în România. Dacă doriți schimbarea domiciliului în Italia, este necesar să solicitați serviciul pașaport pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate, iar în acest caz, cartea de identitate românească va fi anulată. Pentru minorii până la 14 ani, respectiv între 14 și 18 ani, este necesar să selectați serviciul aferent. Primul pas este acela de a ne autentifica pe portalul econsula.ro, iar odată introduse credențialele în câmpul autentificare, vom selecta rubrica Documente de călătorie. Dăm click apoi pe pașaport simplu electronic pentru cetățeni români majori cu domiciliul în România, valabil 10 ani. Solicităm serviciul. Este suficient să completăm câmpurile care au steluță în dreptul lor. Noi am completat cu date fictive pentru exemplificare. Dumneavoastră veți completa evident cu datele dumneavoastră corecte. Prima rubrică este cea a detaliilor privind pașaportul anterior. Apoi veți introduce numele de familie, prenumele, codul numeric personal românesc, sexul, data nașterii, locul nașterii, iar apoi este necesar să introduceți seria și numărul cărții de identitate românești valabile, precum și data expirării acesteia. Pe aceeași pagină, vom completa adresa de domiciliu, așa cum figurează în cartea de identitate introdusă anterior. Apoi vom introduce reședința din Italia. Ultimul câmp este cel al numărului de telefon. Dăm click pe pasul următor. Dacă doriți să păstrați pașaportul actual, în cazul în care este încă valabil, până la ridicarea celui nou, dați click pe căsuța aferentă. Apoi bifați opțiunea de a ridica pașaportul de la misiunea diplomatică sau oficiul consular. Dați click pe pasul următor. Nu este necesar să completați nimic la rubrica Taxe consulare. Dați din nou click pe pasul următor. Este important ca documentele dumneavoastră să fie verificate de către un funcționar consular înainte să vă deplasați la consulatul competent. Acest pas se numește prevalidare și presupune că documentele dumneavoastră au fost deja verificate înainte de depunerea cererii la ghișeul consular, pentru evitarea drumurilor inutile și pentru scurtarea timpurilor de procesare a serviciului dumneavoastră odată ce ați ajuns fizic la consulat. În funcție de serviciul consular solicitat, veți încărca documentele justificative aferente. Documentele vor fi prezentate și în original la momentul depunerii cererii la ghișeul consular. Dimensiunea totală maximă a documentelor încărcate nu trebuie să depășească 10 MB. Dăm click din nou pe pasul următor. Odată încărcate documentele, puteți trimite cererea spre verificare către misiunea competentă prin apăsarea butonului Trimite cererea. Va apărea un pop-up cu întrebarea Confirmați operațiunea de transmitere. Vom da click pe Da, programează. Odată transmisă cererea dumneavoastră spre prevalidare, puteți verifica starea ei în secțiunea Cererile mele. La rubrica Stare cerere trebuie să apară mesajul Trimisă spre prevalidare.
În urma verificării datelor și documentelor transmise de dumneavoastră de către colegii de la misiunea competentă, e posibil să primiți două feluri de mesaje pe adresa de e-mail aferentă contului de pe platforma e-consulat și anume. În cazul în care cererea nu necesită modificări, veți primi un mesaj pe adresa dumneavoastră de e-mail și vă veți putea programa la consulat pentru soluționare. În cazul în care cererea necesită modificări sau completări, veți primi un mesaj tot pe adresa dumneavoastră de e-mail și veți putea retransmite cererea după efectuarea modificărilor. Acest mesaj apare în momentul în care fie anumite date au fost introduse greșit, fie trebuie să integrați cererea cu documente suplimentare. De regulă, verificarea cererii transmise de dumneavoastră de către un funcționar consular poate dura până la 3 zile lucrătoare. Sistemul oferă locuri disponibile doar pentru maxim 30 de zile. Dacă nu regăsiți o dată convenabilă, reveniți ulterior la cerere pentru a găsi noile locuri disponibile. Apăsați pe butonul Caută. Iar apoi veți da scroll în partea dreaptă a ecranului pentru a alege data programării și intervalul orar. Iar apoi salvați datele completate. Programarea a fost efectuată cu succes. Puteți vizualiza cererea în câmpul Cererile mele. Aici va apărea și data, precum și ora programării. Înainte de a ne lua rămas bun, câteva informații despre acest serviciu. Cererea pentru eliberarea unui pașaport se depune personal. Prezența solicitantului este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice. Pașaportul simplu electronic pentru adulți are valabilitatea 10 ani. Acest serviciu nu se efectuează în regim de urgență și pașaportul poate fi remis printr-un serviciu de curierat rapid și securizat, ales de titular, cu suportarea cheltuielilor de către acesta. Pașaportul sosește de regulă din România în maxim 45 de zile de la data depunerii cererii, iar contravaloarea blanchetei este de 59 de euro. Ridicarea documentului se efectuează de luni până vineri, între orele 9 și 10 dimineața, fără programare, prezentând chitanța și un document românesc. Pentru mai multe tutoriale, vă invităm să ne urmăriți pe pagina de Facebook Ambasada României în Republica Italiană și pe site-ul roma.mae.ro la categoria Servicii Consulare, rubrica Programări. Până data viitoare, toate cele bune!